salut pe toți și mă bucur să ne revedem la playlistul Cele mai frumoase probleme de fizică. Azi vreau să vă prezint o problemă de curent electric care mi se pare foarte interesantă și folositoare pentru că ea are trei cazuri diferite și fiecare caz se poate rezolva printr-o altă metodă. Așa că, urmărind rezolvarea unei singure probleme, veți rămâne cu trei metode diferite pentru a rezolva probleme asemănătoare. Este vorba despre calculul rezistenței echivalente. După cum știm cu toții, e foarte simplu să calculăm rezistența echivalentă a unui set de rezistori dacă circuitul nu e prea complicat și dacă vedem clar care rezistor cu care este legat în ce fel. Adică aici avem legare serie, aici avem legare paralel și așa mai departe. Dar în circuite mai complicate, când avem o grămadă de noduri și o grămadă de rezistori și nu ne mai putem da seama nici măcar cum circulă curentul prin circuit, e mai complicat. Calculul devine în general mai complicat. Așa că veți vedea trei metode care vă pot ajuta în rezolvarea unor astfel de probleme. Problema de azi este de fapt o problemă clasică, ca să spun așa. Este vorba despre un cub care are pe fiecare latură câte un rezistor, așa cum vedeți în desen. Și fiecare rezistor are rezistența R, adică toți au aceeași rezistență, cazul cel mai simplu. Și întrebarea este, bineînțeles, cât este rezistența echivalentă a cubului, adică dacă legăm cubul la un circuit, cât va fi rezistența lui echivalentă. Și se vede imediat că, de fapt, sunt trei cazuri posibile, pentru că putem lega cubul într-un circuit în trei feluri. Și anume, putem să-l legăm pe diagonala mare, adică pe desenul nostru, de pildă între vârfurile A și G, sau putem să-l legăm pe diagonala mică, de pildă între vârfurile A și C, sau putem să-l legăm la două vârfuri alăturate, de pildă între vârfurile A și B. Ceea ce înseamnă că, de fapt, va trebui să calculăm trei rezistențe echivalente în funcție de cum legăm cubul. Așa că va trebui să calculăm RAG, adică vorbim despre diagonala mare, apoi RAC, diagonala mică, și RAB. Și presupunem că vom avea rezistențe echivalente diferite. Să începem cu legarea pe diagonala mare. Să vedem prima metodă de rezolvare a unor astfel de probleme și să o aplicăm în cazul în care cubul este legat la circuitul exterior în vârfurile opuse diagonalei mari. De pildă, așa cum vedeți pe desen, este legat între vârfurile A și G. Metoda pe care o putem folosi acum, pentru acest caz, este legată de simetrie. Adică rezistoarele care formează laturile cubului, cubul însuși, este simetric față de axa AG. Și atunci tot circuitul este simetric și ne vom folosi de acest lucru în felul următor. Să presupunem că în ramura principală, adică în circuitul la care am legat cubul, intensitatea curentului este I. Acum, acest curent în vârful A, care din punct de vedere electric este nodul A, se ramifică în trei. Curentul AB, curentul AD și curentul AE. Dar acești trei curenți trebuie să fie egali. Nu există niciun motiv ca unul să fie mai mare sau mai mic decât ceilalți. Repet, din cauza simetriei circuitului, curentul din ramura principală se împarte în trei părți egale, în trei curenți egali. Și atunci, acei trei curenți pe care i-am menționat vor avea intensitatea I supra 3. Dar acești curenți se despart fiecare în câte doi curenți. De pildă, AB se desparte în BC și BD.
AD se desparte în DC și DH. AE se desparte în EF și EH. Păi înseamnă că acești șase curenți, de data asta, trebuie să aibă fiecare intensitatea jumătate din IP3. Pentru că, din nou, ramificarea se face simetric. Din nou avem simetrie și nu există niciun motiv ca unul din cei doi curenți să fie mai mare sau mai mic decât celălalt. Și atunci intensitatea acolo, prin cei șase rezistori, va fi I supra 6. Și în fine, acești șase curenți, care au intensitatea IP6, se unesc din nou 2 câte 2, ca să formeze curenții care ajung în vârful G. Adică să formeze curenții HG, CG și FG. Și asta înseamnă că cei trei curenți vor avea și ei intensitatea IP3, așa cum aveau și curenții care se uneau în vârful A. Evident că trebuie să fie așa, pentru că dacă inversăm polaritatea tensiunii și curentul vine acum din G, atunci putem începe povestea așa. Curentul care ajunge în G și care are intensitatea I se împarte în trei curenți de intensități egale, adică fiecare va avea intensitatea IP3 și așa mai departe. Asta înseamnă că, de fapt, știm cât este intensitatea curentului prin fiecare latură a circuitului. Și atunci e foarte ușor să calculăm rezistența echivalentă, pentru că putem calcula tensiunea totală între vârful A și vârful G, adunând tensiunile pe care le întâlnim pe drum, mergând pe un anumit circuit de la A până la G. De pildă, tensiunea pe rezistorul AD, să o notăm UAD. Este conform legii lui Ohm pentru o porțiune de circuit, este IP3, pentru că atât este intensitatea prin rezistorul AD, înmulțit cu R, pentru că rezistența fiecărui rezistor este R. Apoi pot să merg mai departe de la D la H. UDH va fi de data asta IP6, nu? Acolo intensitatea este deja jumătate din cât a fost în AD, înmulțit cu R. Și ca să ajung în vârful G, unde vreau să ajung, mai am de parcurs latura HG și acolo tensiunea este UHG, din nou IP3 ori R. Dar dacă știu aceste trei tensiuni, pot să calculez tensiunea totală de la A la G. UAG este suma acestor trei tensiuni. IP3 ori R plus IP3 ori R este 2IP3 ori R și cu IP6 ori R, trebuie să amplific prima fracție cu 2, o să am 4 plus 1, 5I6, că numitorul comun este 6. Asta este tensiunea totală de la A la G. Dar dacă știu și tensiunea totală și intensitatea totală a curentului, atunci pot să calculez rezistența echivalentă. Rezistența echivalentă este UAG supra I. Și se vede că dacă împart UAG la I, găsesc 5 pe 6 R. Deci RAG este 5 supra 6 R. Și am găsit prima valoare pe care o caut, rezistența echivalentă, când folosesc la legarea cubului în circuit două vârfuri opuse diagonalei mari. Și pentru asta am folosit o metodă care se bazează întru totul pe simetria circuitului. Să mergem mai departe. Suntem acum în cazul al doilea, cazul în care legăm cubul la circuitul principal între două vârfuri opuse diagonalei mici, de pildă între vârfurile A și C, așa cum vedeți în desen. În acest caz vom folosi o altă metodă de rezolvare, ne vom folosi și aici un pic de simetrie, dar aici ne vom gândi că vedem cubul în perspectivă și proiectăm această viziune într-un plan, așa cum vedeți în această
imagine, în acest desen. Și acum aplatizăm totul, adică ne gândim că ceea ce vedem este chiar într-un plan. Și atunci avem un circuit plan cu 12 rezistori, ceea ce vedeți ca reprezentat ca un pătrat mare ABCD este fața de sus a cubului, pătratul mic EFGH este fața de jos a cubului și se mai văd cele 4 laturi laterale ale cubului. Și aici intervine momentul în care ne folosim un pic de simetrie și în cazul ăsta, și anume, vedem că de fapt prin rezistorii BF și DH nu va trece curent. De ce? Pentru că dacă ne ducem de la A la C prin B, ABC, atunci observăm că tensiunea AC se împarte în două părți egale, UAB și UBC, pentru că avem aceleași rezistențe pe cele două laturi. Și același lucru se întâmplă și dacă mă duc de la A la C prin următorul, pe următorul traseu, A, E, F, G, C. Din nou, tensiunea totală AC se împarte în două părți egale, pentru că rezistența totală de la A la F este egală cu rezistența totală de la F la C. Și asta înseamnă că, de fapt, punctele B și F, care sunt capetele rezistorului de pe latura aceasta, de pe latura BF, deci aceste două puncte au același potențial. Asta înseamnă că nu avem tensiune pe acest rezistor. Și dacă nu avem tensiune, nu avem curent. Și înseamnă că îl putem elimina din circuit. Ei, se poate face exact același raționament și pentru rezistorul DH și înseamnă că îl putem elimina și pe el din circuit. Și ajungem atunci la un circuit mai simplu, cel pe care îl vedeți acum în desen. Întoarcem circuitul cu 90 de grade ca să avem punctele A și C pe orizontală și în ultima etapă vom înlocui fiecare latură a cubului cu câte un rezistor și vom desena circuitul în reprezentarea pe care o folosim de obicei și ajungem la acest circuit, cel pe care îl vedeți acum în desen. Și acest circuit, care nu mai conține 12 rezistențe, ci doar 10, pentru că vă amintiți, pe două le-am eliminat, are 3 laturi legate în paralel. Două dintre ele, cea de sus și cea de jos, au rezistențele 2R, pentru că am de două ori R în serie, R plus R. Iar latura din mijloc are R plus R, cei doi rezistori de la margini, și mai are grupul de 4 rezistori din centru, care au împreună rezistența tot R. Pentru că sunt 2R cu 2R în paralel. Și atunci 1 pe rezistența lor echivalentă va fi 1 pe 2R plus 1 pe 2R, adică va fi 2 pe 2R, adică va fi 1 supra R. Ceea ce înseamnă că rezistența echivalentă a acelui grup de 4 rezistori este R. Și asta mai înseamnă că latura din mijloc a circuitului va avea rezistența totală 3R. R plus R plus R. 3R. Și înseamnă că am două laturi cu rezistența 2R și o latură cu rezistența 3R legate în paralel. Atunci, rezistența echivalentă se poate calcula cu relația. 1 pe rezistența echivalentă este 2R, 1 pe 2R plus 1 pe 2R plus 1 pe 3R. Nu? Pentru că am, repet, de două ori rezistența 2R sus și jos și la mijloc am rezistența 3R. Și atunci 1 pe R echivalent este în acest caz, numitorul comun este 6,
3 plus 3 este 6, plus 2 este 8, 8 supra 6R, înseamnă că R echivalent va fi 6 pe 8R, dar se simplifică cu 2 și rămâne 3 pe 4R. Și am găsit că în acest caz rezistența echivalentă RAC este 3 supra 4 înmulțit cu R. Deci dacă legăm cubul în circuitul exterior la vârfurile opuse diagonalei mici, de pildă între A și C, rezistența echivalentă este diferită decât rezistența echivalentă când am legat cubul la capetele diagonalei mari. Atunci era 5 pe 6R și acum este 3 pe 4R. Și acum ultimul caz, cel în care folosim ca noduri pentru a lega cubul la circuitul principal, două vârfuri alăturate, de pildă vârfurile A și B. Deși nodurile sunt acum la distanța cea mai mică, calculul este cel mai greu de făcut în acest caz pentru a găsi rezistența echivalentă și de aceea voi folosi, așa cum v-am promis, o altă metodă. Și voi începe prin a elimina un rezistor, și anume tocmai rezistorul AB. Îl scot din circuit și acum circuitul arată cam așa cum vedeți aici, într-o proiecție un pic deformată, exagerată, ca să putem să vedem mai bine topografia circuitului. Al doilea artificiu pe care îl voi face va fi să înlocuiesc rezistorul HG, vedeți pe desen rezistorul HG, cu doi rezistori legați în paralel. Bineînțeles că pentru a păstra aceeași valoare a rezistenței, cei doi rezistori trebuie să aibă fiecare rezistența 2R. Am arătat că dacă leg în paralel doi rezistori cu rezistențele de câte 2R, obțin o rezistență echivalentă R. Deci înlocuiesc, așa cum vedeți, rezistorul HG cu doi rezistori legați în paralel. Și acum, din motive de simetrie, deci intervine și aici simetria, observ că între punctele 1 și 2, respectiv 3 și 4, nu am tensiune, pentru că circuitul este simetric și am făcut raționamentul la punctul 2, prin care am arătat de ce astfel de puncte care se găsesc într-o poziție simetrică în circuit, sunt puncte între care nu avem tensiune. Și atunci putem să eliminăm conductoarele care unesc punctele 1 și 2, respectiv 3 și 4. Și ajungem la acest circuit, pe care dacă îl întoarcem cu 90 de grade și acum desenăm circuitul echivalent folosind reprezentarea obișnuită, adică rezistorii desenați distinct pe circuit, obținem în final acest circuit, în care, nu uitați că rezistorii desenați cu roșu nu au rezistența R, ci au rezistența 2R, pentru că sunt cei doi rezistori cu care l-am înlocuit pe rezistorul HG, dacă mi-aduc bine aminte. Și mai trebuie să nu uităm, acum trebuie să ne amintim că am eliminat un rezistor, deci de fapt mai există un rezistor între punctele A și B, între nodurile A și B, rezistorul R pe care la început l-am eliminat. Și înseamnă că avem de fapt trei ramuri legate în paralel. Două identice, cele pe care le vedeți pe desen, plus rezistorul R pe care l-am eliminat. Să calculăm rezistența uneia dintre aceste ramuri și, bineînțeles, că vom ști imediat și rezistența celeilalte, pentru că este aceeași. Și să începem cu grupul de rezistori, grupul de patru rezistori din mijloc. Păi avem o latură care are rezistența R și o latură care are R plus 2R plus R, adică are rezistența 4R. Și acum avem legare în paralel. 1 pe R echivalent va fi 1 supra R plus 1 supra 4R. 1 pe R echivalent va fi atunci
4 plus 1, 5 supra 4 R. Ceea ce înseamnă că rezistența echivalentă a grupului de 4 rezistori este 4 pe 5 R. 4 supra 5 R. Mai departe, în latura respectivă mai avem 2 rezistori legați în serie cu acest grup de 4. Deci înseamnă că rezistența totală va fi 2R plus 4 pe 5R, nu? R plus R plus 4 pe 5R, adică va fi 10 plus 4, 14 supra 5R. Deci fiecare dintre cele două laturi care se văd pe desen au rezistența echivalentă 14 supra 5R. Și acum avem două astfel de laturi, plus una, cea pe care am eliminat-o la început, legate în paralel. Și avem atunci 1 supra R echivalent va fi 5 supra 14R plus 5 supra 14R plus 1 pe R. 1 pe R este R, de acolo este rezistența rezistorului AB, pe care l-am eliminat și acum l-am pus la loc. Înseamnă că 1 pe R echivalent va fi, aici am 14 plus 10, 24 supra 14R. 1 pe R echivalent și R echivalent, RAB, înseamnă că va fi 14 pe 24 R, se simplifică cu 2 și rămâne 7 supra 12 R. Și am găsit rezistența echivalentă și în cazul în care legăm cubul la circuitul principal folosind două vârfuri alăturate. În concluzie, dacă legăm cubul la capetele diagonalei mari, rezistența lui echivalentă va fi 5 supra 6 R. Dacă îl legăm la capetele unei diagonale mici, atunci rezistența echivalentă va fi 3 pe 4 R. Iar dacă îl legăm la două vârfuri alăturate, atunci rezistența echivalentă va fi 7 pe 12 R. Sigur că problema se poate rezolva în fiecare caz și găsind un circuit echivalent. Dar acest lucru nu este ușor. Pentru a face asta, trebuie să observăm care dintre vârfurile cubului au același potențial. Și pe circuitul echivalent pe care îl desenăm, aceste vârfuri, de obicei 3, le unim obținând un singur nod. Și în felul ăsta se schimbă structura, topografia circuitului și putem găsi un circuit echivalent. Dar nu este ușor și trebuie un pic de experiență pentru asta. Am găsit însă un site și găsiți linkul în descrierea clipului, în care sunt date toate aceste trei circuite echivalente pentru cele trei cazuri despre care am discutat și vi le arăt. Pentru cazul întâi avem circuitul de sus, pentru cazul al doilea avem circuitul din mijloc și pentru cazul al treilea avem circuitul de jos. Puteți vedea reprezentate cu culori diferite vârfurile cubului care au același potențial în fiecare caz și puteți vedea pe circuitele echivalente puncte colorate în care au fost unite vârfurile respective pentru a găsi circuitul echivalent. Este foarte interesant de urmărit cum s-a ajuns la aceste circuite echivalente. Sper că ați învățat ceva din acest clip. La revedere!